În Community Tab v-am rugat să-mi lăsați echipele voastre pentru React și în acest video fix asta vom face. Veți vedea în acest clip 15 din cele 34 de echipe complete pe care le-am primit în timp util să apăs butonul de registrare. Vă invit să rămâneți până la final ca să vedeți care dintre echipele voastre este preferata mea. Și am împărțit echipele în câteva categorii ca să facem lucrurile puțin mai fun. Vom avea așa, Pack Luck King, Highest Rating, Nice but needs Improvement, și My Kind of Team. Dar înainte să intrăm în echipe, trebuie să vă mulțumesc că sunteți atenți la ceea ce pun eu pe Community Tab și dacă vă place genul ăsta de video, promit că vă mai face genul ăsta de react. Poate în fiecare sezon, Why not? Evident, acum nu am putut să iau fiecare echipă de a voastră și să o includ în video. Poate că de acum ar trebui cumva să tratez cu prioritate echipele capitanilor, adică membrilor celor care s-au alăturat canalului. Probabil așa ar putea fi puțin mai fer și aș putea să departajez puțin în echipele. By the way, pentru membrii apar frecvent postări noi, chiar și clipuri pe care nu le puteți vedea altfel. Doar zic. Link în descriere. Revenind însă la echipe, vreau să spun că mi-a plăcut tare ce am văzut. Overall, este super evident că știți și vă pricepeți la ceea ce faceți. Câteva puncte însă mi-au atras atenția și aș vrea să le enumăr. O grămadă dintre voi joacă 4-3-3-4. Sunt curios dacă asta este doar pentru chemistry, ca să vă aruncați jucătorii și ca să aveți 3 diamante, sau dacă asta este și echipa pe care o jucați în joc. Și sper din suflet ca în game, de fapt, să schimbați formula aia. Just saying. Araujo și ciuamenii cred că se regăsesc în absolut toate echipele. Sunt buni, ieftini, ok. Și încă o chestie, poate fi o treabă mai mult personală, dar vă recomand să încercați să aveți un star în echipă. Asta chiar și dacă trebuie să strângeți cumva mai mulți bani pentru el, în timp. E mult mai ușor să faci upgrade la echipă și să-ți faci echipa, să schimbi echipa, să remodelezi echipa atunci când ai uh, în jurul cui să construiești. Gândiți-vă puțin la asta. Intrăm tare și începem categoria celor cu super, super echipe. Acei băieți care au avut parte de super noroc și s-au trezit la a doua săptămână după lansarea jocului cu super mega luck. Și primul pack luck king este al nostru capitan Voje cu o echipă de peste 880.000 de coins în momentul în care fac calculul acestei echipe. Ca să înțelegeți cam care este nivelul Voje, vă, de, de pack luck, evident, vă arăt numai banca. Deci avem așa Odată este acest De Bruine, evident tradable pe care eu personal l-aș juca, știu că nu este pentru toată lumea. Și avem un Sterling făcut din SBC, cam ăsta este nivelul. Avem, îmi place acest Morientes, felicitări că îl încerci. Nu știu dacă este meta sau nu, dar și eu aș încerca așa ceva. Apoi avem Vinicius, avem Red Ben cum ziceam, Backlack, frumos, o apărare frumoasă. Nice team. Și luăm a doua echipă a lui Vlăduț Rotariu, 1,1 milioane de coins. am sărit de un milion de coins în două săptămâni de joc. Doamne Dumnezeule. Ok. Evident am tratat fiecare jucător ca fiind trade, uh, tradable. Adică am luat valoarea jucătorului în sine. Eu nu spun că el dacă va vinde echipa asta va lua un milion de coins. Nu asta este ideea. Super echipă. A, avem acest Haaland cu care deja a jucat 118 meciuri. Ok, o grămadă în squad battles pentru obiective. Super fain, mi-a atras atenția acest QL, foarte interesant, chiar m-am uitat la el. Arată foarte bine pentru un cam, nu sunt sigur că joci fix tactica asta, dar poate fi jucat atât în bandă cât și cam. Ce aș schimba de aici, îmi place apărarea by the way, ce aș schimba de aici, aș aduce un, un jucător bun în mijloc, chiar și acel KDB de care vorbeam, poate Bernardo Silva, dacă vrei ceva mai agil. Da, nu-mi dau seama cum ești cu finanțele, dar aici ar trebui să vină ceva mai, mai rapid, mai, mai interesant. Eu aș merge chiar pe Cante. Știu că este basic, dar dintre golzi asta arată cel mai bine. Nunes, deși știu că este destul de meta și l-am văzut în aproape toate echipele nu știu ce să zic cu doi de ăștia mari aici, tu, tu știi mai bine care este stilul de joc, poate, poate merită încercat mai degrabă un Jota aici, cel puțin, mă rog, asta ar face echipa puțin mai pe stilul meu. Da, și uitați-vă la echipa asta cum arată. Rățoi, un milion și jumătate de coin. Deci pack la cu lui Rățoi a fost senzațional anul ăsta. Repet, am început jocul de două săptămâni, uitați-vă la echipa asta cum arată. Este lead Division, după părerea mea, levelul echipei, nu știu ce poți să-ți dorești mai mult. Acum mă pare chiar interesant, ai 5-4-1, nu știu dacă asta este formula cu care joci în joc, dar pare a fi că sunt trei fundași aici. W, W. Avem Cantea, avem rat Renato Sanchez și Aroganța Supremă. Omul meu nici măcar n-a avut nevoie de chem și l-a pus pe Neymar pe partea dreaptă. Big dub pentru chestia asta, sincer. Mai rar, mai rar găsești genul ăsta de tupeu, dar... La cum arată echipa asta? GG. Categoria asta o includem mai mult pentru că sunteți voi super, super axați pe chestia asta. Vă spun într-o clipită și de ce ratingul, după părerea mea, nu este deloc important. Dar mai întâi scurs shout-out echipei de 87, singura de echipă de 87 din tot ce am primit de la voi. Din nou rățoi, ați mai văzut deja, doar ce am vorbit despre ea, foarte frumos, 87, super rating. Hai să vedem că avem 3 echipe de 86, Tudor Marinescu, cu această echipă pe care o avem în față. Un 86 cinstit, o echipă foarte mișto, foarte echilibrată. Aș schimba aici, dacă vrei ca sfat, fundașul lateral stânga și dreapta. După părerea mea trebuie să ai ceva viteză aici. Este mai importantă viteza din păcate decât calitatea defensivă. Aici pe partea dreaptă aș merge cu, nu știu, Mafeo, Inform sau Navas dacă ești on the budget. Pe partea stângă, unde personal eu nu l-aș juca pe Robertson, aș merge pe Malasia. Deocamdată jucătorul ăla cred că este singurul, sau bineînțeles Cancelo, dar cred că asta e singura variante la ora asta din, din Premier League. Echipa e interesantă, altfel îmi place, îmi place, acest Jota din atac. Și hai să vedem Flip YouTube cu ce se laudă aici. Bineînțeles o echipă de 86, că despre asta vorbim aici. Îmi place cuplul ăsta de Duos, Dynamic Duos. Foarte interesant și i-a luat fix pe cei mai buni dintre ei, în sensul că de acest Rodrigo chiar vorbeam la un moment dat într TikTok. Eu cred că este un jucător foarte bun pe partea asta de Cam. Cam din Premier League e o variantă bună la ce există deja pe piață. Messi, Rudiger, superb, echipă frumoasă, echilibrată. Aș face totuși câteva remarci. Încearcă să-l schimb men pe acest Guendouzi. Știu că a fost super tare anul trecut, dar era cardul special de wildcard. Acum sunt carduri mai bune pe poziția asta, poate și mai scumpe. Renato Sanchez de exemplu, îți garantez că este mult peste, probabil um, ar fi fain să strâng ceva bani pentru el, nu mai este atât de mult deja. Yuri e ok pe pe stânga, cred că în momentul în care m-am uitat la echipă, cred că era altceva aici, dar uh, da, e o, variantă, e o variantă decentă. Alba, am văzut că mai joacă lumea cu el, este și el o opțiune. Și avem și a treia echipă cu rating 86, lui King ST. Vreau să petrecem puțin mai mult timp pe asta, doar că vreau să duc discuția mai departe, în sensul că este exemplu perfect, dacă vreți, de ce ratingul nu contează? Pentru că vă aud pe voi adesea, Rivi, ce rating ai la echipă? Sau Rivi, am, uite așa, am început de două săptămâni și am o echipă de 85. Rivi, dar echipa mea de ce nu funcționează bine? în Rivals pentru că am rating 86. Pe uite, ăsta este un exemplu. O echipă de 86 care este evident umflată în primul rând de ce este pe banca de rezerve. Avem un 89 loan, avem un 91 loan, un 87 loan, încă un 87 și așa mai departe. Ce pui pe banca de rezervă îți umflă ratingul echipei și nu te ajută cu absolut nimic. Există printre voi, evident, oameni care joacă FIFA de mult mai mulți ani și care s-au lovit de treaba aia cu bronz pe, pe bancă. Dacă pui bronz pe bancă, să zic că îți păstrezi tre trei rezerve, patru rezerve și pui restul bronz, ratingul se sus, mult în jos. Din nou, ratingul este irelevant. Mai mult decât atât, sunt aici jucători o grămadă pe care eu oricum nu i-aș folosi. Irelevant care este ratingul. Avem în bandă Hazard 83 pace. Avem Marco Asensio 82 pace. Avem David Silva 61 pace fără fizic, fără defense. Nici măcar un super shoot. 58 pace, degeaba este un 87. Știu că pace-ul nu mai este la fel de important ca anul trecut, ca anii trecuți. But still, eu garantez ca această echipă de 86 care are nevoie de foarte multe îmbunătățiri. Deci aici poți să aduci un Rodrigo frumos, este probabil 1000 de coins, sub 1000 de conci. Aici pe stânga poți să aduci Carasco. Nici măcar Ferran Torres nu este un super atacant. Corea, de exemplu, de la Atletico este o variantă mult mai bună și cred că se ieftine destul de mult. Acum probabil este sub 10.000 de conci. În centru terenului aici, de exemplu aici, dacă aduci Camavinga, îi dă clasă la acest David Silva și așa mai departe. Echipa asta are nevoie de extra de multe învărătățiri. Și uitați cum arată o echipă de 83, al lui Ștefan Modola. By the way, GG o echipă de început, dar foarte echilibrată. Uitați-vă cum arată echipa asta. Exact ce oamenii de care vorbeam, un lemar. Asta costă mult mai mult, dar nu contează. Vorbim de rating acum, da? Avem Fekir, ca și Rafinha, Danjuma SBC și Nunes, care este super opeanul ăsta. Echipa asta, rating 83, hai să vedem cum arată banca o bancă normală, nimic cu, ba chiar are un mane aici, deci ratingul ăsta sincer poți să-l duci, nu știu, la 81, da? dacă pui bronz pe aici, doar ca să, nu că ar conta, dar din nou, trebuie să înțelegeți că asta cu ratingul este irelevant. Logic sau nu, dar este irelevant. O echipă de 83, eu vă garantez că același jucător, player, cu echipa asta face mult mai multe decât cu echipa cealaltă. Indiferent de nivelul la care ești, că ești divizia a 8-a, a a 10 sau eli Division. Dar hai să vedem câteva echipe care le-ar prinde bine ceva improvements, că tot am început cu chestia asta și nu ne neapărat scump. Cum încercăm puțin să ținem nivelul echipei, totuși, la nivel de cheltuial. Și avem prima echipă a lui Vlad fotbalistul. Hai să vedem fotbalistul cum se descurcă cu uh, controlul în mână. Ziceam că aș vedea rapid câteva improvements. Nu îmi place la orice nivel al jocului, ca să fiu sincer. Deci și dacă a început ieri echipa, chiar dacă ieri a început ultimei timp, Uh, nu, nu jucăm cu non-rer. -er nu, no, e urât, dă urât la ochi, bate, bate rău. Este clar un starter squad, evident că de-abia s-a apucat, dar hai să vedem dacă putem îmbunătăția asta cu foarte, foarte, foarte puțin bani. Din nou, Canales nu este right mid, chiar dacă apare aici, el poate juca, nu are nicio legătură. Uh, Muniain, mult prea lent. Deci am sunt mult prea lenți. Aici aș lua, un, uh, din nou, un Rodrigo, 1000 de coins. Pe partea stângă poate merge un uh, Sane. Un Sane pentru că văd că ai ceva bun de sliga și uh, intră numai bine. Chiar dacă are doar 200 stele weak food, știu, dar la 1.000-2.000 de coins te va ajuta super mult. Werner aici în atac. adm este chiar am uh, jucat întâmplător cu el la început de joc. Este foarte, foarte slab. Îți, uh, îți garantez că Werner cu 1, 2000 de coins e țuț. Și mai poți schimba și aici. De exemplu, iar Savic ăsta n-are ce căuta. Dacă e un Klosterman și cu un um, Navas aici echipa va arta mult mai bine, îți garantez. Deci am vorbit aici de vreo, probabil un 5 6000 mii de coins investiție W. Da, Cristiana Marica ne-a trimis și el o echipă, hai să ne uităm aici rapid. În principiu pare o echipă ușor dubioasă dacă e să mă întrebați pe mine că este 100% full uh, Premier League. Cred că fanul, plăcerea de a juca ultimei Team este să încerci să faci un hybrid, măcar două ligi, dacă nu trei mai complicat cu patru anul ăsta, dar în fine, este alegerea omului, poate că este mare fan Premier League. Ce aș schimba rapid? Sunt unele variante bune, deci ai aici foarte bine Jota, probabil că este decent și Diaz, ai Akanji care îmi place mult de tot și cu Loris. Ce aș schimba? Aș schimba prima oară acest Rice, nu cred că este la nivelul pe care tu ți-l dorești, Aș lua un Bernardo Silva sau un Bruno Fernandes, evident aș pune Zacaria aici ca și CDM și Bruno Fernandes sau Bernardo Silva a jucat ca și, ca și CM, măcar au o super bună pasă și super șut. și așa rapid l-aș mai înlocui pe acest Robertson pe care l-am văzut de prea multe ori la voi deja, nu înțeleg ce că, căutați cu el, omul meu nu știe să alerge și l-aș lua pe Malasia în loc. Cam atât, în rest echipa arată binișor. Și ultima din calupul ăsta este echipa lui Croco, unde văd niște chestii foarte interesante, îmi place mult atacul. Din ce în ce mai des îl văd pe acest Rashford, voi ați făcut roz de coin și aparent și l-ați făcut. Toată partea asta arată bine, poate, poate, poate cu excepția lui, lui Hernandez, dar pare că. Deci, ori joci altceva, și nu înțeleg eu ce joci, poate patru, ce, ce să zic, nu știu, altceva. Dar dacă joci cu benzi, nu, are, nu au sens unii jucători de aici. De exemplu, acest Teo, trebuie să-ți aduci un, un fundaj stânga care știe să alerge aici, și apoi partea asta trebuie înlocuită cu totul. Royce, degeaba, știe el să joace. Fun în mijlocaș dreapta pentru că el nu îți va juca uh, corespundător ai aici bandă, e jucător de bandă tu ai nevoie de ceva, uh, nu știu, gen Diaby. Unul jucător rapid și îți garantez că îți schimbă echipa mai ales dacă îl cuplezi aici cu poate uh, Mazdraui ca să nu mai zic de Frimpong care de-abia a ieșit din formula este senzațional. Deci uh, astea două variante aici și uh, îți garantez că echipa ta va arăta complet diferit. Și acum dintre toate echipele astea pe care mi le a trimis, am păstrat câteva care mi-au plăcut foarte, foarte mult. Și nu zic că celelalte nu au fost frumoase sau că celelalte au fost mai rele. Spun doar că astea trei arată aproape, aproape, ca și când le-aș fi făcut eu. Și cu care, evident, mi-ar plăcea să joc câteva meciuri în calificările de Weekend League, de exemplu. De ce nu Weekend League? Și am și aici un calup de trei. Asta este prima dintre ele, echipa lui Ono, care e frumoasă e frumoasă, echilibrată, de start am ales-o special, nimic super, super fancy, dar e frumoasă. Avem aici câțiva jucători de la Barcelona, piperați și fără să încerc să fiu biased, chiar super top. Uitați-vă la apărarea asta, cred că este apărarea la care tind anul ăsta, ce obțin din punct de vedere golzi la ora asta, Eder Militao și Cucunde. Acest chestie pe care Deja regret că nu l-am făcut, Jocul cu gold în echipă și este probabil vedeta echipei mele, sincer. Se mișcă excelent, deposedează, e masiv, senzațional. Nu are cea mai bună pasă, dar este foarte, foarte bun. Îmi place și Sterling îl joc. Nu m-am hotărât înc înc încă dacă să investesc în acest SBC, dar aparent tu ai făcut-o. Uh, GG's. Dembele foarte bun. Poate, poate aș mai umbla puțin la atac, dar asta nu înseamnă că nu reușești să, să înscrii golurile necesare. Îmi place frumoasă echipă. Bravo! Ce ziceți de echipa asta lui Ștefan Cosmin? Ia uitați aici. Apărare frumos. By the way, respect pentru acest mafeo. Îl joc și e chiar interesant, mult peste nava pe care îl ai like opțiune în, în, Spania. Un mijloc minunat, omul știe fotbal, e clar, și FIFA. Valverde, uf, ceva bani investiție aici frumos. Marco Zorente, care cred că este puțin underrated în FIFA asta, îl vedem încă destul de puțin. Benz cu viteză, frumos, avem skill-uri aici, avem de ultimei rat și un atacant versatil care poate fi jucat atât în bandă cât și în atac, e rapid. Nice! Chiar mi ar plăcea să joc cu echipa asta, arată foarte, foarte bine. Cred că chiar n-aș schimba nimic. Ea juca exact așa cum sunt. Și ultima echipă de care vorbim astăzi, nu știu dacă e preferata mea sau nu, dar este în top 3 preferate. Am mai văzut-o deja, este echipa lui Voje. My Captain. Omul știe, știe, FIFA, are două super benzi. Aici sunt puțin invidios pentru că eu nu știu când o să ajung să strâng bani de așa ceva la ora asta. O apărare de Rat plus Tomori sau Maestro, <coughs> mă scuzați, plus Tomori. Super Speed, avem Vini Junior. Chiar dacă unii nu, deja nu-l consideră super meta pentru că nu este lenti, dar eu aș merge în continuare pe varianta asta de viteză în bandă. Avem Red Rat, frumos, respect și încă o dată îmi place puțin tupeul de a încerca pe Fernando Morientes, chiar dacă, repet, poate nu este ce, ce trebuie și banca asta încă o dată. Si Și chiar dacă mi-a luat probabil vreo 3 ore să pregătesc doar materialul pentru acest video, asta până măcar să apăs butonul de înregistrare, țin să recunosc că mi-a plăcut exercițiul ăsta. Foarte probabil vă mai face în sezonul 2, așa că nu uita să dați subscribe și să fiți cu ochii pe community post. Până atunci YouTube consideră că acest video este pe placul tău. Te o șansă. Și te salut.